seara. Băieții au luptat și au creat multe ocazii, dar Craiova este cea care pleacă cu cele 3 puncte. Da, bună seara. Hai să o luăm cronologic. În primul rând, echipă, o primă repriză împărțită ca și momente, împărțită ca și ocazii. Din păcate, Craiova ce a avut a marcat, am avut încă o situație foarte bună, dar prima ocazie de joc a fost a noastră. Ne-a aparținut cu Kipciu, Simon Portar, o ocazie foarte mare. Deschidem scorul acolo, probabil că avem alt parcurs. Dar trebuie să fim obiectivi și să recunoaștem că prima repriză ne-am împărțit momentele. Din păcate, naivitate la un moment static. Dacă până acum am lucrat aceste momente în mod constant, acum și când la 3-3 zile și neavând toți jucătorii la antrenament, ne-am împărțit, cum am mai spus, o parte la antrenament, o parte la refacere, efectiv nu ne-a permis timpul ca să le lucrăm. Și m-a supărat pentru că am fost naiv aici, așa am primit primul gol și în final așa am pierdut joc. Repriza a doua cred că nu a existat decât o echipă pe teren și o ocazie a Craiovei cu Mamut când a șutat și Pufi a scos o minge pe zona centrală, e adevărat. În rest a fost o echipă pe teren care a încercat nu doar să egaleze, ci și să întoarcă rezultatul și să câștige. Dacă analizez acum la după joc, probabil că trebuia să, nu știu, să securizăm punctul care îl aveam în mână și să ne mulțumim cu el. Ne-a luat un pic valul, am simțit că ratările care au fost și la 0-1 și la 1-1, ocazii importante, bară, situații foarte bune de a marca, Vinicius cu capul, am avut Costache, am avut ocazii importante, Sigur Johnson din nou, Camora. Dacă acceptam punctul și securizam jocul, probabil că acum vorbeam altfel. Am simțit de aceea și îl pregătisem pe Hoban pentru schimbare ca să închidem și să oprim, pentru că atunci când nu-ți intră, te gândești că poate e mai bine să gestionezi în felul ăsta. Dar din nou un moment static, din nou naiv, n-am fost atenți și responsabili și a ieșit până la urmă din punctul meu de vedere o nedreptate. Adică cred că nimeni nu mă poate acuza când spun că cel puțin un punct meritam în această seară. Ovidiu Hațegan, considerat unul dintre cei mai buni, dar cel mai bun arbitru din liga. Trebuie să demonstreze. Eu m-am bucurat că e la un turneu final, m-am bucurat că avem arbitrii români, dar din păcate când ne-a arbitrat pe noi a demonstrat opusul. Asta este realitatea. S-au strâns multe în raportul ăsta, în relația asta, în triunghiul ăsta. Craiova, CFR și domnul Hațegan. Uitați-vă la meciul în care CFR-ul a bătut anul trecut la Craiova, ce greșeli au fost. Uitați-vă la acum câteva săptămâni în urmă ce s-a întâmplat la Craiova. Penalti, roșu, gol anulat și uitați-vă acum. Ce pot să spun? Au ajuns colegii mei, făceau haz de necaz în timpul jocului pe margine, spuneau că poate la al treilea penalti ne dă un. Nu mai comentez nimic. După această seară, mai puteți să minte pretențiile la ceilalți arbitri? Nu știu, nu vreau să mă hazardez ce vină au, nu știu, alți arbitri, că... dar nu înțeleg de ce în jocurile cu Craiova numai domnul Hațegan poate să arbitreze. Nu pot să înțeleg de ce. Și nu pot să înțeleg de ce toate greșelile sunt majore și într-o singură direcție. Niciodată n-am cerut ca cineva să favorizeze echipa mea, dar poate așa din greșeală să dea și ceva pentru CFR. Cu asta mă opresc. Dar asta este. Asta e fotbalul rumesc. Țipăm în presă, punem presiune. Am primit un penalti la șep și clar care a fost până la urmă. Dar vedeți două cu Dinamo, da? Vedeți cu Clinceniu, vedeți că echipa a avut penaltiul și a avut momente în care putea să primească și nu a primit. Uitați-vă un pic și faceți o analiză, că le numărasem. Erau la un moment dat 6 în 4 jocuri. Nici nu mai îmi vin toate minte că s-au strâns atât de multe. Ce pot să mai spun? Mereu spun că am încredere, nu o să mai am încredere curând. Dar nu înțeleg de ce de fiecare dată când jucăm Craiova trebuie să fie același central. Sezonul trecut tot Craiova a bătut la Cluj, însă CFR a câștigat campionatul. Mai sunt cele două meciuri cu principala contracandidată FCSB. Vă încălzește acest lucru? Da, încălzește. Contează și contează mai puțin. Aparține trecutului. Încercăm să ne repliem rapid, să ne recuperăm jucători, încercăm să ne regenerăm mental și fizic, să ne pregătim pentru că vine peste câteva zile Botoșanu și avem din nou un joc probabil pe viață și pe moarte cu o echipă care va veni să dea tot. Nu e ușor, e frustrant. Când pierzi un joc și meri să-l pierzi, parcă îl digeri altfel. În momentul de față e foarte greu de digerat și
s-au strâns deja multe supărări și din partea noastră, în special la, cum am spus, manieră. Mulțumim, doamne.